και τα δρομουσιό. Να τα είδα δρομό. Bună ziua și bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Teodor Avrămescu de pe terenul 6 din Ghencea pentru meciul de Liga a 4 în etapa 16-a, prima a returului Ligii a 4-a dintre Steaua București și AFC Rapid. În tur, Steaua a învins cu 9-0 la AFC Rapid. Steaua vine după o victorie 4-1 cu Bucharest United, neînvinsă după 15 etape, Steaua cu un golaveraj plus 117, 45 de puncte. Următoarea clasată este Bucharest United la 5 puncte în urmă. AFC Rapid, 4 victorii, 3 meciuri încheiate la egalitate și 7 înfrângeri, 15 puncte și poziția a 13-a. Nu a disputat ultimul meci cu FC Rapid 1923 din etapa a 15-a. Iată și cele două echipe. Începem cu oaspeții de la AFC Rapid, care vor intra pe teren cu Ștefan Dumitru în poartă, jucător de câmp, Vali Boboacă, Alberto Paraschiva, Alin Dincă, Richard Pop, Marius Plătică, Vasile Stan, Eduard Apachiței, Mihai Raicu, Robert Decuseară și Gabi Mârzan, antrenorul echipei și jucătorul cu numărul 4, Mihai Raicu. De partea cealaltă, Steaua București, echipa antrenată de Daniel Oprița și Iulian Mio, îl va avea în poartă pe Horia Ian cu jucători de câmp, Marian Neagu, Valentin Neaga, Sergiu Bacter și Cosmin Mihai în apărare, la mijloc Rareș Enceanu, Andrei Neagoie și Liviu Băjenaru, iar în atac Valentin Nicolae, Robert Telec și Vlad Nițu. Brigada de arbitri este condusă de Traian Trofin la centru, ajutat la cele două tușe de Andru Popa și Costi Radu. Observator este Petre Vanea. Un meci care pare ușor și cred că va fi ușor la prima vedere, ținând cont de poziția celor două echipe în clasament. Steaua în echipament galben, rapidiștii în obișnuitul vișiniu. În sezonul trecut, Rapid a încheiat pe locul 11 cu 30 de puncte și în sezonul trecut Steaua a învins în etapa 10-a cu 2-0 pe AFC Rapid, dar în retur etapa 25-a în deplasare a câștigat cu 10-1. Vă spuneam, doar 4 victorii pentru Rapid București, 3-1 cu Romprim, 5-4 cu Victoria București, 7-2 cu ACS Electrica și 4-1 cu Unirea Politehnica, ultima în etapa a 13-a. Steaua Victoriei pe linie cea mai categorică în etapa 11-a, 15-0 cu Power Team. Rapidiștii vor avea lovitura de începere. Arbitrii verifică plasele celor două porți. Cred că la una dintre porți, la cea Rapidului, trebuie strânsă ceva mai bine plasa. Iată și celelalte meciuri din această etapă. Progresul 2005 Unirea Politehnica, Compres Gym ACS Electrica, Rapid 1923 CSFC Dinamo, Romprim Bucharest United, Rapid Frumoșine Bunei Giuleștiului Victoria București, Metalul Globus 2 AFC Asal și Power Team Sportivii București. Este ultimul meci al Stelei din campionat pe 4 decembrie de la ora 13, tot aici pe terenul 6 și tot fără spectatori, în Ghencea, meciul din sferturile de finală ale Cupei României cu AFC Asalt Faza pe municipiul București. Așteptăm în câteva momente să se rezolve problema cu plasa. Ceva schimbări în echipa Stelei. Daniel Oprița îi odihnește pentru prima parte a meciului pe Florin Răzdan și Andrei Antohi. Va începe în atac cu Valentin Nicolae și Vlad Nițu, iar în centru rămâne Robert Telec. Rapidul are lovitura de începere și în acest moment a început meciul din etapa 16-a, Steaua București, AFC Rapid. Elec
face pressing, faultează. Executată greșit acea lovitură liberă, Băgenaru a interceptat imediat Enceanu. Dezvoltă pe partea stângă, acolo unde se află Cosmin Mihai. Maria Neagu. O centrare blocată de Richard Pop. Va fi aruncare de la margine pentru Steaua. Liber Băgenaru, prelungește, bună fenta lui Andrei Neagoe. Către Cosmin Mihai, și el titular astăzi în locul lui Adrian Ilie. Neagoe, atacat de Boboacă. Valentin Neaga. Încearcă să-și facă spațiu pentru centrare, venise la învăluire Valentin Niculae. Neaga, Enceanu, din nou Neaga, atacată de Cuseară. Aruncare de la marginea pentru Steaua. Rară și Enceanu. Băgenaru. Din nou deschidere în stânga. Nițu. O pasă foarte bună și ocazia lui Rareș Enceanu. O minge care a fost lăsată pentru el. N-au intervenit fundașii rapidiști. Băgenaru interceptează, intră și Eleg la minge. Au degajat la întâmplare. Sare bine Valentin Neaga. Marian Neagu. O centrare pe lângă, prin fața porții, n-a reușit să intervină acolo Robert Elec. Târziu a venit și Vlad Nițu. Din nou aruncare de la margine pentru Steaua. Enceanu. În spate până la Neaga. Băgenaru. Frumoasă centrarea în partea dreaptă, resping rapidiștii, care după lovitura de deschidere n-au ieșit din propria jumătate. Băgenaru, Enceanu. Nițu. Neagoe, Băgenaru ar avea culoare de șut. Șutează și este 1-0. 1-0 în minutul 4. Steaua deschide scorul în minutul 4 prin Liviu Băgenaru, printr-un șut din afara careului de 16 metri. Am intuit și eu că avea culoare de șut Liviu Băgenaru și pentru prima oară portarul Ștefan Dumitru a trebuit să se declare învins. Pentru a doua oară, rapidiștii repun de la mijlocul terenului. Obligat portarul să iasă mult în afara careului de 16 metri propriu. Ștefan Dumitru, poziția afară din joc la Vali Boboacă. Prevăd un meci într-un singur sens. Primește Marian Neagu. Elec a scăpat mingea. Richard Pop are spațiu de manevră, l-are în față pe Bacter. Intervine Băgenaru din urmă și recuperează Neagoe. Elec atacat. Nițu îl are în careu pe Valentin Niculae, dar acolo este și Neagu.
A încercat un șut, n-a prins foarte bine mingea pe gheată. Marian Neagu, rămâne 1-0. Am intrat în minutul 6 al meciului, Steaua AFC Rapid din etapa 16-a, prima a returului. Ne bucurăm de vreme bună, fără ploaie, fără să fie foarte frig, câteva grade peste, terenul în condiții excelente. Sperăm să rămână la fel vremea și săptămâna viitoare în meciul din cupă cu AFC Asalt. Aruncare de la margine pentru Rapid. Mihai Raicu încă se gândește, nu găsește coechipier de marcat. A intervenit bine Nițu, din nou mingea la Rapid. Raicu a atacat de Enceanu, rămâne în posesia mingii. Capitanul Gabi Mârzan. Din nou capitanul rapidiștilor. Nu găsesc oameni liberi, foarte puțin demarcați în față, doar Vali Boboacă. Dar mingea ajunge destul de greu la el. Este prima perioadă când rapidiștii stau mai mult în jumătatea noastră. Băjenaru luptă cu Mihai Raicu. Robert de cu seară. Raicu deschide pe partea stângă, acolo unde se găsește Richard Pop. Marian Neagu lângă el, ajută și Valentin Niculae. Bachter. Neagu se trimite în centru și cu capul Valentin Neaga către portalul Horia Iancu. Nițu sprintează către poarta adversă, la în față pe Valentin Niculae, respinge în primă fază Mârzan. Nu se grăbesc pentru un contraatac, rapidiștii prinși toți în jumătatea proprie de teren. Ratează o oportunitate. Raicu deschide spre numărul 16 a Pachiței. Lansat Richard Pop, îi ia fața foarte bine Marian Neagu. Horia Iancu, capitanul Stelei din această partidă. Bojenaru accelerează. Încearcă diagonală prea lungă pentru Vlad Nițu. A Pachiței, atacat de Niculae, face pressing și Elec. Se cere mingea pe partea dreaptă, acolo o trimite Mihai Raicu, antrenorul jucător al rapidiștilor. Steliștii însă interceptează. Marian Neagu. Nițu se descurcă în cele din urmă, printre doi rapidiști. Așteaptă Valentin Niculae în față mingea. Și trimite în afară Eduarda Pachiței în corner. Aștepta să împingă mingea în poartă Valentin Niculae. Lovitură de colț pentru Steaua. Se duce să execute Liviu Băjenaru, autorul unicului gol de până acum. Am intrat în minutul 10. Steaua AFC Rapid 1-0. Băjenaru centrează, respingă, tot până la el, ajunge mingea, un dribling frumos și este gol pentru Steaua.
Bakhtar reușește să înscrie printr-o lovitură de cap în minutul 11. În lipsa lui Ovidiu Morariu, Bakhtar vine la loviturile de cap și este 2-0 pentru Steaua. S-a înălțat Bakhtar peste Robert Telec. Două goluri în 10 minute pentru Steaua, care va arunca de la margine prin Vlad Nițu. Nu? A lăsat până la Cosmin Mihai. Băjenaru, dirijorul paselor de la centrul terenului, Neagu către Neagu și aruncare de la margine pentru Steaua. Neagu centrează, Elec, este suflată mingea, Cosmin Mihai a șutat și el și este lovitură de colț pentru Steaua. Portarul Ștefan Dumitru are misiune grea astăzi. Aici pot să-l dau. Portarul rapidist. Băjenaru va executa această lovitură de colț. Bakhtar se află din nou în mijlocul careului. Vine și Cosmin Mihai. Este preferată pasa pentru șutul superb, dar și parada frumoasă lui Andrei Nagoe. Șutul lui Andrei Nagoe și parada lui Ștefan Dumitru. A mai marcat după asemenea schemă Andrei Nagoe și în alte meciuri. A prins spațiul porții. Rapidiștii se ceartă destul de mult între ei pe teren. Prinde de data aceasta Ștefan Dumitru cu siguranță. Cosmin Mihai lasă mingea în afară și va arunca de la margine până la Andrei Nagoe. Neagu așteaptă pe dreapta, Valentin Nicolae dă drumul din prima către Băjenaru. În mijloc se află Robert Telec și Rareș Enceanu. Valentin Nicolae intră în careu, pasă. N-a reușit Elec să împingă mingea în poartă. Acum Pachiței pierde mingea în favoarea lui Marian Neagu. Pus presiune Vali Boboacă pe portarul Horia Iancu, care s-a descurcat însă excelent. Valentin Neaga. Faultat Rareș Enceanu. Arbitrul Traian Trofin n-a fost de acord cu locul de executare a loviturii libere. Enceanu, fentă în fața lui Boboacă. Marian Neagu pe dreapta. Resping la întâmplare rapidiștii. Bakhtar până la Băjenaru. Centrare, șut centrare prin spatele porții a lui Cosmin Mihai. Către Richard Pop, degajarea portarului rapidist. Pop intervine foarte bine Nagoe. Din nou Pop, rapidistul însă își găsește greu cu echipierii în față și multe pase se duc în spate sau lateral.
Am depășit minutul 15, 2-0, Steaua FC Rapid, goluri Băjenaru și Bacter. Elec întoarce în careu, târziu, alunecat Andrei Nagoe. Spațiu de manevră pentru Pop. Raicu. Din nou Pop va încerca probabil o centrare, o pasă pe jos, care nu mai ajunge la Valentin Boboacă. Enceanu. Valentin Niculae. Își depășește adversarul direct, intră în careu Valentin Niculae. Și șutul lui Enceanu întoarce, recuperează mingea și reușesc să înscrie. Steliștii, este 3-0. A reușit Valentin Niculae să marcheze în minutul 17. O bâlbuială apărării rapidiste și este 3-0 pentru Steaua. Valentin Niculae, și el unul dintre golgheterii Stelei. La golul cu numărul 14. Indicații pe care le dă antrenor jucătorul Mihai Raicu jucătorilor de la Rapid. Bacter, Băjenaru. A încercat o pasă printre, mingea însă n-a mai ajuns la Valentin Niculae. Cosmin Mihai, o centrare, respinge greșit. Și prinde portarul Dumitru șutul lui Robert Elec. Nu i-a venit chiar foarte bine mingea lui Elec. Aceeași degajare în partea stângă, acum chiar mai spre centru. Bacter, autorul golului 2. Cosmin Mihai, frumoasă întoarcerea. Stop pe piept și din nou un șut frumos, dar nu foarte puternic, îi permite portarului Ștefan Dumitru să se evidențieze. Cred că până la final va prinde un șut sănătos Andrei Nagoe. La care să nu mai poată interveni portarul rapidist. Nițu. Ele cu călcâiul și se ridică de la margine fanionul, poziția afară din joc. Cred că la Valentin Niculae. Autorul golului 3 din minutul 17. Joc periculos la Mihai Raicu, lovitură liberă pentru Steaua, executată rapid. Enceanu până la Neagu. Din nou Enceanu. Deschidere către Nițu, care lasă pentru Cosmin Mihai. O centrare un pic cam departe. Valentin Niculae. Îl are în apropiere pe Enceanu, care primește lansare către Neagoe. Resping în disperare rapidiștii. Niculae, un dribling, reușește centrarea, mingea nu mai ajunge la Robert Elec. A ieșit și soarele aici pe terenul 6 din complexul sportiv Ghencea, măcar pentru câteva secunde. Băjenaru aproape de o intervenție. Bacter. Toți fundașii Stelei la jumătatea terenului. Bacter și Valentin Neaga în centru, pentru că Neagu și Cosmin Mihai urcă mult spre careul advers pentru centrări. Bine!
Raicu. Dar n-are coechipier, preferă pasa în lateral. O să mă muște Albina de față. Mă scuzați un pic? Cosmin Mihai. Da, stai un pic. Neagoie. Lansează pe Rareșenceanu. A țâșnit Nițu, îl are lângă el pe Decuseară. Din nou Enceanu, Robert Elec, Bojenaru, Enceanu. Avea doi coechipieri liberi în dreapta, Neagoe și Neagu. Grea minge pentru Robert Elec, pentru a relua spre poarta lui Ștefan Dumitru. Lovitură liberă pentru Steaua. Rămâne să o execute Vlad Nițu. Scurt până la Bojenaru. Centrare și n-a reușit lovitura de cap Valentin Neaga. Suntem în minutul 22, 3-0, Steaua AFC Rapid, meci din Liga a 4-a, etapa 16-a. Richard Pop n-are decât o soluție în spate. Neagoe, Neaga, din nou Neagoe. Se consideră fault intervenția la Mihai Raicu, a lui Mihai, a lui Marian Neagu. N-are cu cine antrenorul, jucătorul Mihai Raicu. Intervine foarte bine Neagu. Valentin Niculae intră în careu de 16 metri, o pasă și nici n-a șutat la poartă, a prelungit către Robert Elec. Intervine însă cu siguranță Cosmin Mihai. Acum Bacter. Neagoe. Bojenaru. A țâșnit Valentin Niculae, a prelungit și a înscris. Încă un gol frumos în minutul 24 am intrat. 4-0 pentru Steaua. Frumoasă faza steliștilor cu acea lansare lungă către Valentin Niculae și șutul cu boltă peste portarul Ștefan Dumitru. Din minutul 24, Steaua conduce cu 4-0 pe AFC Rapid. Bojenaru, Bacter și o dublă pentru Valentin Niculae, care de fiecare dată când intră titular are o poftă de joc și de gol teribilă. Sunt convins că Valentin Niculae nu se va opri. Acum intervine foarte bine Niculae. Îl faultează însă pe jucătorul rapidist. Minge din prima, la care intervine însă bine Marian Neagu până la portarul Horia Iancu. Neagoe. Valentin Niculae a țâșnit. Îl ajută Marian Neagu pe dreapta, primește o recentrare. Și cred că s-a considerat fault în atac la Anițu, care a jucat această minge. Da. Neagoe a șutat Enceanu. O apărare aglomerată a rapidiștilor. O fentă.
A câștigat duelul Richard Pop. Dar nu ies din preajma careului de 16 metri. Enceanu cu capul. Bojenaru pune mingea jos. Deschidere către Cosmin Mihai Nițu. Șuta lui Enceanu într-un jucător rapidist. Prelungire cu capul a lui Raicu. Nici o problemă pentru Iancu până la Bacter. Nițu prelungește pe spate Cosmin Mihai în luptă cu Alin Dincă. Lovitură de colț pentru Steaua. Neagoe, un dribling frumos. Pasă în centru, mingea n-a mai ajuns la Nițu. Și pentru mai multă siguranță, Valentin Neaga la portarul Horia Iancu. Neagu. Se lucrează de zor în Ghencea, stadionul de peste 30.000 de locuri se ridică falnic în spatele meu, non-stop, de asemenea și terenul 5 pe care se va juca returul are un gazon impecabil, cum se spune, masă de biliar și încetul cu încetul se ridică și tribunele. Lovitură de colț prelungită și este gol al Stelei. Din nou Valentin Niculae. În minutul 28. 5-0 pentru Steaua, triplă Valentin Niculae, hat-trick. Un hat-trick englezesc și mai are timp suficient Valentin Niculae până la finalul reprizei și meciului să mai înscrie. Rare Șenceanu. N-a ieșit pasa cu călcâiul către Nițu. Deci se vede mai frumos corul. A venit Albina. Lasă-mă în pace. Nițu a luptat pentru această minge, Bojenaru a recuperat. O centrare către Niculae, bară! Păstrat Pop, mingea în teren, țâșnește pe extrema stângă, îl întâmpină foarte frumos și elegant, Maria Neagul deposedează. Bojenaru. Enceanu reprimește Bojenaru. Cosmin Mihai, Nițu. Nu era Bacter. Dribling și al lui Marian Neagu. Își permit jucătorii Stelei artificii tehnice. Nițu centrează, a încercat un șut din întoarcere după un stop pe piept, dar se consideră fault. Robert Telec, în încercarea de a șuta la poartă, a faultat un adversar. Se afla în 6 metri Robert Telec, cu spatele la poartă. Minutul 30, 5-0, Steaua AFC Rapid. Bă,
poi Gennaro, buona intercepzia. Rare Cenciano, Nagum, Robertelle, Cenciano a recuperare del shoot, prefera passa a către Nagu, și shoot peste. Este corner, ba atins mingea portarul Ștefan Dumitru. Bun șutul lui Robertelle, respins de portarul rapidist. Lovitura de colț executată de Andrei Nagoe. Șut peste a lui Liviu Băjenaru, autorul primului gol dintr-o situație oarecum asemănătoare. Doar că mingea s-a dus pe spațiul porții. Lovitură liberă pentru Steaua. Bacter, Enceanu, Marian Neagu, întoarce în centru, Enceanu, are spațiu de manevră, 1-2 cu Elec. Mihai Raicu îl vede liber pe Boboacă, dar mingea nu mai ajunge la el, frumos, a lăsat adversarul să treacă și a intervenit la minge Marian Neagu. Băjenaru, culoar, șut peste. Supus unui adevărat tir de șuturi portarul rapidist Ștefan Dumitru. Sare Băjenaru, Elec. Richard Pop către Boboacă. Bacter însă ia fața. Portarul Horia Iancu până la Neagu. Cere mingea în față și o primește Valentin Niculae. Singur cu portarul, să vedem șutul, un dribling. Șut elegant în colțul lung, este 6-0 în minutul 34. De neoprit Valentin Niculae. Frumos lansat, nu s-a grăbit să șuteze din prima, a pus mingea jos, un dribling și șut cu piciorul stâng în colțul lung. 4 goluri la rând pentru Valentin Niculae. Cam un gol la 5 minute, chiar mai puțin au reușit jucătorii Stelei în această partidă. Foarte posibil să se doboare recordul de 15-0. Înregistrat în meciuri cu Power Team. Au mai avut și două rezultate de 13-0, odată 11-0. Enceanu, Neagu. Băjenaru, Nițu. Totul se oprește la Sergiu Bacter. Nițu. Băjenaru, frumos topul. Din nou Nițu. Enceanu. Să vedem ce soluție alege. Dreapta către Neagu. Minge printre 1-2 cu Elec, însă faza s-a rupt în acel moment. A recuperat Neagu. Nagoe.
Un șut pe lângă lui Rare Șenceanu. Mingea a avut o traiectorie, dar n-a prins spațiul porții de data aceasta. Mai puțin de 10 minute în această întâlnire. Steaua conduce pe AFC Rapid cu 6-0. Greu, Richard Pop trece cu mingea de jumătatea terenului. A intervenit foarte bine Enceanu. În dreapta, Valentin Nicolae primește Robert Elec, singur în careu, a preferat o pasă către Adi Nițu. Către Vlad Nițu. Valentin Nicolae. Bojenaru. Nicolae. Elec și un șut blocat al lui Enceanu. A doua oară însă a fost contrat. Nu se grăbește portarul lui AFC Rapid să repună mingea în joc. Intervine Nițu, Cosmin Mihai, Neagu și portarul Horia Iancu. Bacter. Maria Neagu. Frumoasă lansarea lui Nicolae. Intră în careu, să vedem. Mingea trece prin fața lui Nițu. Ce ocazie a fost șutul lui Enceanu. Bojenaru și el într-o cascadă de driblinguri. Încă un șut într-un adversar al lui Enceanu. Cosmin Mihai. Reluare din prima. Dar mingea s-a dus pe exterior și este prinsă de Ștefan Dumitru. Șutul lui Robert Elec. Un jucător rapidist căzut pe gazon și portarul Ștefan Dumitru pare să aibă probleme. Meciul poate continua. Bacter până la Neagu. Andrei Neagoe. Apărarea e avansată a rapidiștilor, dar presiunea stelistă îi face să se apropie de propriul careu de 16 metri. Centrarea lui Cosmin Mihai. Aruncare de la margine pentru Steaua. Un șut al lui Neaga care s-a oprit în apărarea rapidistă, care nu prea are soluții. Vali Neaga vine din spate. Valentin Nicolae a recuperat această minge. Elec. Enceanu a încercat să intervină și Neagoe. Richard Pop, deschidere în dreapta către Mihai Raicu. Față în față cu Cosmin Mihai. Cred că este cea mai lungă serie de pase a rapidiștilor în această repriză. A fost faultat Alberto Paraschiv. Bojenaru faultat. Și un cartonaș galben pentru
un giocatore rapidist. Alin Dink vede cartonaccio il Galben della Rapid. Enciano Elek Nagoe. Nagu. Centrează și rea peste poartă Valentin Nicolae dintr-o poziție foarte bună. A înțepat ușor mingea care a sărit în fața lui, s-a dus peste poarta lui Ștefan Dumitru. Încă 4 minute fără prelungiri din această primă repriză, nu ar fi prea multe motive de prelungire. ...6-0, Steaua AFC Rapid. De obicei, adversarii steliștilor cad în repriza a doua, sunt șanse ca Steaua să marcheze mai multe goluri în partea a doua meciului decât în prima. Alberto Paraschiv în spate până la Vasile Stan. Paraschiv. Mârzan, nu, era Eduarda Pachiței. Intervine bine Elec Valentin Nicolae. Și-a făcut mingea prea lungă și este repunere din colțul careului de 6 metri. Și-a trimis mingea prea mult în față. Rămâne la 4 goluri în această repriză deocamdată Valentin Nicolae. Intervine Apachiței. Aruncare de la margine pentru Steaua. Nagoe. Se schimbă partea. Nițu lasă pentru Cosmin Mihai. Poziția afară din joc. Da, Nicolae, dacă nu mă înșel, el era cel mai avansat. Un minut am văzut de prelungire. Arbitrul Traian Trofin a arătat chiar la centrul terenului. Bacter, Bojenaru, țâșnește Nicolae, este preferat Nițu în apropiere. Elec păstrează mingea. Neagoe până la Neagu, Enceanu în partea dreaptă. O pasă frumos printre, au intervenit rapidiștii prin Vasile Stan. Vali Nicolae, Elec. Robert de Cuseară scapă mingea în afară și Steaua rea atacul. Băjenaru până la Neagoe. Nițu alunecă în margine și nu mai ajunge la această minge. Am intrat în minutul de prelungiri și
Aici se încheie prima parte a meciului Steaua AFC Rapid, scor la pauză 6-0, primul gol marcat de Băjenaru, al doilea de Bacter și restul de 4 de Valentin Niculae. Rămâneți alături de Steaua TV, ne întoarcem după pauză.
Selezioni și schedere. Asta cu cine a votat? Nu știu la ce vorbiți, eu vă dau orice. Ia Horia. Ne-am reîntors pe terenul 6 din Ghencea pentru repriza a doua a meciului Steaua București AFC Rapid. 6-0 scor la pauză și două modificări în echipa stelistă. Au ieșit Valentin Neaga și Sergiu Bacter. Au intrat Ovidiu Morariu și Alin Robu. Steaua are lovitura de începere. În prima repriză Băjenaru și Bacter au marcat fiecare câteodată. 4 goluri pentru Valentin Niculae, începând din minutul 17, 24, 28 și 34. Așadar, au fost mult mai multe ocazii decât golurile marcate pentru Steaua în prima repriză. Cosmin Mihai lansează pe Enceanu. Va fi aruncare de la margine pentru Steaua, Cosmin Mihai, până la Ovidiu Morariu, Băjenaru. Goe, minge ajunge la Robu și prinde Ștefan Dumitru. Marian Neagu a părăsit terenul și a intrat Alin Robu. Neaga este în teren. Neagoe,
Frumos driblingul lui Nagoe. Elec. Raicu până la numărul 13, Cătălin Ioanes, și intrat și el în teren la AFC Rapid. Enceanu. Nițu. Blocat. Face pressing Robu. Aruncare de la margine pentru AFC Rapid. Fault, va fi lovitură liberă pentru oaspeți de la distanță mare de poarta lui Horia Iancu. Va fi o centrare în marginea careului de 16 metri, acolo unde sunt comasate ambele echipe. A respins cu capul pe spate Morariu. Nițu lansează pe Cosmin Mihai. Trece cu viteză pe lângă un adversar. Cosmin Mihai către Alin Robu. A fost șutul lui Enceanu blocat după ce Valentin Nicolae a lăsat mingea să treacă, pentru că nu se afla într-o poziție foarte bună. Lovitură de colț pentru Steaua. Va executa Băjenaru. Am intrat în minutul 50. Ar fi timpul pentru un gol, dar nu de data aceasta la șutul lui Alin Robu. Horia Iancu către Neaga. Morariu. Nițu. Elec. Enceanu schimbă partea. Acolo se află Valentin Nicolae. L-are lângă el pe Neagoe. Nicolae și forfec încercată de Nițu, spectaculoasă reluarea, dar imprecisă. Bojenaru recuperează. Lovitură liberă pentru Steaua. Perpendicular pe poarta lui Ștefan Dumitru, aproximativ 18 metri. De metri, să vedem cine va executa. Lângă minge Neagoe, Elec. Ceva mai departe Enceanu, zid format din 5 jucători ai Rapidului. Băjenaru, gol! Din lovitură liberă. Dublă și pentru Băjenaru. 7-0. În minutul 52. În lovitură liberă de la 20 de metri înscrie golul 7 pentru Steaua, al doilea pentru el. Liviu Băjenaru, tot el a deschis scorul și în prima repriză, în minutul 4. 7-0 pentru Steaua.
Cătălin Ioaneși n-are cu cine combina, izolat în colțul terenului. Greu găsește o pasă către Plătică. Plătică a încercat și este lovitură de la 11 metri, un hands. Lovitură de la 11 metri pentru AFC Rapid. Și etapa trecută București United a avut o lovitură de la 11 metri, dar a fost executată în bară. Este gol de data aceasta marcat de Richard Pop. În minutul 54. Cel puțin golul de onoare îl reușesc rapidiștii, cum n-au reușit prea multe echipe. Este abia al treilea gol primit de Steaua în această ediție de campionat în 17 meciuri. În 16 meciuri. Enceanu. În centru către Nițu, a venit acolo și Valentin Niculae, a prins în cele din urmă Ștefan Dumitru. Bă, pe mine au venit două. Bă, Leo, stai. Au venit pe albine pe mine. Valentin Niculae încearcă un șut spre zona unde se află fostele mari glorii ale Stelei, Ștefan Iovan și Adrian Bumbescu, care urmăresc această echipă. Iovan și Bumbescu sunt antrenori la echipele mai mici. Valentin Niculae, din nou în careul de 16 metri, încearcă să treacă de un adversar, reușește centrarea. Elec șutează, dar resping de pe linia porții rapidiștii. A fost faultate doar de Pachiței. Nițu elegant către Enceanu, din nou situație de superioritate, Enceanu în lateral, Niculae, Neagoie din prima, Nițu, un șut însă mult peste poartă a lui Băjenaru, nu i-a mai ieșit de data aceasta lui Băje. Două goluri pentru Liviu Băjenaru în minutele 4 și 52. A răsărit Valentin Niculae. Neagoe l-a lansat tot pe el. Prinde mingea. Se consideră fault intervenția lui Valentin Niculae. Vă vezi
că la fotbal la cloc trebuie să... Vă reamintesc că săptămâna viitoare va avea loc ultimul meci aici pe terenul 6 din Ghencea, ultimul meci din acest sezon de fotbal Liga 4. Nițu intervine foarte bine la o minge, intră în careu, să-l vedem pe Robert Elec, a încercat șutul deviat, lovitor de colț pentru Steaua. Săptămâna viitoare, pe 4 decembrie la ora 13, Steaua încheie sezonul cu un meci în sferturile Cupei României, faza pe municipiul București împotriva echipei AFC Asalt. De asemenea, un meci transmis în direct pe Steaua TV. Din păcate, tot fără spectatori. Din fericire, suporterii pot urmări meciul pe Steaua TV. Băjenaru recentrează. A alunecat Neaga. Să vedem această situație de atac a rapidiștilor. Ioane și pierde mingea. Băjenaru, un dribbling. Contrat Ovidiu Murariu, Ioane și... Lăptură liberă pentru Steaua, executată rapid. Nițu a plecat pe partea stângă, dar este preferată pasa în dreapta. Alin Rău, Nicolae. Băjenaru, Nițu, în centru, are culoare de șut, șutează și rea a doua oară Robu. L-a luat pe portarul Dumitru la țintă cu două șuturi. Am intrat în minutul 60, o oră de joc și 7-1 Steaua București AFC Rapid. O schimbare la Rapid, va intra Alexandru Roman cu numărul 14 în locul numărului 9, Richard Pop, autorul unicului gol al rapidiștilor din lovitură de la 11 metri. Jocul se rea. Încă 30 de minute din această întâlnire, 7-1 Steaua AFC Rapid. Băjenaru. Nițu. Era Robu. Nițu lansat acum pe partea stângă. Ajutat de Enceanu. Ele cu 2 cu Enceanu, care este blocat. Recuperează Elec. A fost un șut al lui Neagoe. Și acum, din întoarcere, rea Alin Robu până în brațele lui Ștefan Dumitru. Hai Raicu. Foarte bine a intervenit Cosmin Mihai. Cu Elec la centru, Enceanu până la Valentin Niculae. Învăluie Neagoe și primește o recentrare. Elec stop pe piept, blocat. Se grăbesc steliștii să șuteze din afara careului de 16 metri, dar apărarea aglomerată a rapidiștilor nu creează prea multe culoare spre poarta lui Ștefan Dumitru. Enceanu, Neagoe, Ovidiu Morariu, din nou Enceanu, Mihai,
Intervin rapidiștii, o minge trimisă la întâmplare în față de Alberto Paraschiv. Neaga. O minge întoarsă în marginea careului. Enceanu, Elec, Băjenaru n-au mai putut interveni. Așteaptă prea mult rapidiștii până să paseze, sunt ușor de posedați. Nițu va centra, încă o dată resping rapidiștii. Neagoe. Și este lovitură de colț pentru Steaua. Minutul 64, respinge Raicu și un șut pe lângă poartă. Nițu până la Cosmin Mihai. Morariu. Neagu. Neagoe va arunca de la margine până la Nicolae. Enceanu. Cosmin Mihai intră în centru, are spațiu de manevră, blocat în prima fază, înconjurat de trei jucători rapidiști. Blocat ușor Cătălin Ioane și de doi steliști care s-au repliat imediat. Valentin Nicolae n-a mai înscris din prima repriză, deposedat corect însă de Mihai Raicu. Neagoe, Robu Neagoe, încearcă o scăriță și reușește un nou gol pentru Steaua, 8-1, în minutul 66 am intrat. Nu i-au reușit șuturile puternice din afara careului lui Andrei Neagoe, a reușit acest lob peste portarul Ștefan Dumitru. 8-1. Steaua nu mai reușise să marcheze de 14 minute. Enceanu interceptează o pasă. Nițu și Dinc au sărit la această minge. Aruncă de la margine Steaua. Băjenaru. Deschide în lateral către Cosmin Mihai. Un dribling. Centrează liniștit. Resping în primă fază. Andrei Neagoe.
Elec pasă pe jos, nu poate interveni nici Nicolae, nici Alin Robu. Enceanu. Nițu așteaptă pe partea stângă. Acum primește Nițu un careu de 16 metri. Nu reușește însă să atingă mingea și va fi repunere din colțul careului de 6 metri al Rapidului. Încă două schimbări la Steaua. Iese Enceanu. Intră Răzdan, iese și Nițu. Deci Răzdan și Antohi. În locul lui Vlad Nițu și Rareș Enceanu. Steaua a făcut toate cele patru schimbări. Cosmin Mihai, Băjenaru. Din nou resping din fața porții. Un șut bun al lui Alin Robu. Lovitură de colț pentru Steaua. S-a înălțat Cosmin Mihai, dar lovitura sa de cap s-a dus peste poartă. Suntem în minutul 70, Steaua conduce pe AFC Rapid cu 8-1, singurul gol al rapidiștilor din lovitură de la 11 metri. Ca urmare a unui hands în careu, reluare peste poartă a lui Elec, pare să nu iasă nimic lui Robert Elec astăzi. Strict marcat de către fundașii centralii rapidiști. Valentin Nicolae blocat în margine, va fi aruncare de la margine pentru oaspeți. Răzdan reprimește de la Băjenaru. Antohi resping din nou rapidiștii. Comasați în propriul careu de 16 metri. Neagu execută această lovitură de colț. A respins Raicu. Bună intervenția lui Cosmin Mihai, care își întoarce adversarul direct pe Cătălin Ioane și Băjenaru, Răzdan, Nicolae. Ioane și intervine bine la această minge. Raicu așteaptă ca proprii coechipieri să se ducă ceva mai mult în față. Rapidiștii însă se duc cu teamă în preajma careului lui Horia Iancu.
Încă o schimbare și la Rapid. Lovitură liberă pentru Rapid. Numărul 19, George Fetică, a intrat la Rapid. Un șut peste. Bună ocazie pentru rapidiști. Răzdan, Cosmin Mihai. Întoarce mingea, stop și nu reușește reluarea Alin Robu. Rămân avansați steliștii, chiar dacă aruncarea de la margine este în favoarea oaspeților. Toți jucătorii în terenul Rapidului. Intervine Elec. Răzdan recentrează și este gol marcat de Elec. În sfârșit reușește și Robert Elec în minutul 75. Nou la 1 pentru Steaua din minutul 75, gol marcat cu capul de Robert Elec. Și un cartonaș galben pe care îl vede Robert Elec pentru că și-a dat tricoul jos. S-a străduit multă vreme Elec să marcheze în această întâlnire. Prima repriză a avut mai multe situații din careul rapidist. A reușit acum cu o lovitură de cap. 9-1, Steaua București, AFC Rapid. Meci din etapa a 16-a, prima a returului și ultima din campionatul Ligii a 4-a. Nicolae Băjenaru, Nicolae intră în careu, întoarce mingea și ocazie bună pentru Antohi. Prinde cu greu Ștefan Dumitru, din fața lui Ovidiu Morariu, urcat ca de obicei la fiecare lovitură de colț pentru Steaua. Bojenaru. Elec Nicolae. Vine centrarea. Robu Bojenaru. Centrarea vine însă prin spatele porții. Cosmin Mihai are în față pe Alin Robu, este preferat Neagoe în centru.
Răzdan. Centrare prinsă de Ștefan Dumitru. Cu usturoi și sare. Nu, serios, cu usturoi. Serios, vorbesc foarte serios. O degajare a portarului Ștefan Dumitru până la Andrei Neagoe, Florin Răzdan. Are luat Elec într-un pachet de jucători și cu noroc mingea ajunge la portarul Dumitru. Ioane și cu capul pe spate, însă elegant Valentin Neaga recuperează mingea. Băjenaru, Valentin Niculae. Intră în centru Niculae. Și-am dat și peste aia de ieri cum ar fi venit. Da, mă, mamă ce rău e asta. Ce intrimaș. Acuză o lovitură Alin Robu. Aruncă de la margine Cosmin Mihai până la Ovidiu Morariu. Băjenaru, Neagoe. Intră în careu, mingea nu mai ajunge la Răzdan, este respinsă de unul dintre jucătorii rapidiști. Ioane și pierde mingea. Morariu până la Cosmin Mihai. A fost șutul lui Băjenaru care l-a întins pe Ștefan Dumitru. Steaua rămâne în atac. Cosmin Mihai, Robu. Cosmin Mihai, resping din nou rapidiștii prin Vasile Stan. Acum Raicu. Ioane și atacat imediat de doi jucători rapidiști, situație de atac. Și se dă din nou lovitură de la 11 metri. Alberto Paraschiv a căzut în careul de 16 metri la intervenția lui Ovidiu Morariu. Numai din lovituri de la 11 metri primește și un cartonaș galben Morariu. Numai din lovituri de pedeapsă mai înscriu adversarii. Ar fi prima echipă care în această ediție de campionat Ardaș, două goluri stele într-un meci. Vasile Stan își potrivește mingea pe punctul de la 11 metri. Da, este golul 2 pentru Rapid în minutul 82. Nu
9-2, Steaua AFC Rapid, două goluri marcate din lovitură de pedeapsă de către oaspeți, Pop în minutul 54 și Stan în minutul 82. Antohi întoarce către Robu și șut în bară, extraordinar șutul lui Băjenaru. Faza nu s-a încheiat. A zguduit transversal la porții Băjenaru. Două goluri marcate de mijlocașul stelist Liviu Băjenaru, minutele 4 și 52. Răzdan. În plasa laterală a porții, șutul lui Băjenaru. Asta e Bactor, nu? Păcori ai zis? Ce se întâmplă pe teren? A degajat Robert de cu seară până la Raicu. Trece mingea pe aceeași parte până la Ioane și... Alexandru Dino a scăpat mingea. Robert Telec. Și la întâmpinare vine Antohi, care șutează pe lângă. Din alergare n-a prins foarte bine mingea. Andrei Antohi, golgheterul Stelei. 25 de goluri. Florin Răzdan 20 pe poziția a doua în clasamentul marcatorilor la Steaua. A sărit foarte bine Murariu. Robu păstrează mingea în teren. Andrei Neagoe a încercat să recupereze, Neagu trimite în afară dintr-un adversar, aruncă de la margine, Nicolae. Robu. Pentru Antohi, șut din întoarcere pe lângă poartă, puțin pe lângă poartă. Se afla într-o poziție destul de dificilă, lateral stânga. Este lovitură de colț pentru Steaua. Andrei Neagoe va executa. Vine în careu și Ovidiu Morariu. Pe jos, Robert Telec din prima respinge portarul. Faza nu s-a încheiat. Ba da, acum Ștefan Dumitru are voie să pună mâna pe minge. Situație bună pentru Raicu, s-au repliat însă steliștii. Au avut două secunde de superioritate. Alin Roman deschide spre dreapta la Alin Dincă. Din nou Dincă va încerca să centreze, o face, respinge însă Valentin Neaga. Cosmin Mihai, Antohi așteaptă pe partea stângă. În față este și Elec. A căzut Robert de cu seară din duelul cu Robert Elec.
Presiune pe care o face Răzdan asupra lui Paraschiv. Cosmin Mihai. Mai puțin de 3 minute din această întâlnire. 9-2 Steaua AFC Rapid. Ambele goluri ale oaspeților din lovituri de la 11 metri. Reluare pe spate a lui Elec, dar și peste poartă. Nu se grăbesc rapidiștii să repună mingea în joc prin Robert de Cuseară, capitanul rapidiștilor, după ieșirea lui Gabi Mârzan. Recuperează Elec către Robu. Șut pe lângă poarta lui Alin Robu, dar este lovitură de colț pentru Steaua. Centrare în care mingea depășește tot grupul de jucători și iese în aut de poartă. Sare bine Ovidiu Murariu, apoi și Neaga. Luptă Valentin Niculae. Raicu. Elegant cu capul spre propriul portar Neaga. Cosmin Mihai. Cere mingea Neagoie pe partea stângă, o primește Alin Robu. Elec în marginea careului și gol pentru Steaua. Dublă a lui Elec în minutul 89. La 2. 10-2, Elec înscrie după o lansare frumoasă din marginea careului de 16 metri. Dublă și a lui Robert Elec, 4 goluri pentru Valentin Niculae, dubla lui Băjenaru. Și în acest moment se încheie meciul. Steaua învinge în etapa 16-a, prima din retur pe AFC Rapid cu 10-2. Rapidiștii reușesc 2 goluri din 2 lovituri de la 11 metri. Vă reamintesc că ultimul meci al Stelei va avea loc pe 4 decembrie de la ora 13, tot aici pe terenul 6 din Ghencea. Eu sunt Teodor Avramescu. Rămâneți în continuare cu interviul de final cu capitanul echipei Horia Iancu. Așadar, colegul meu Daniel Remeș îl ia la interviu pe capitanul echipei.
Horea, Steaua a câștigat din nou 16 meciuri, 16 victorii în acest an în campionat. Ești mulțumit de... Siguranță, este un tur bun de campionat, sper să menținem și returul la fel și în play-off să avem mai victorii. De când sunt aici, e primul tur fără niciun punct pierdut. Azi ai luat două goluri, câte ai luat până acum în 15 meciuri? Trei goluri eu, dar ați văzut din penalti, asta e. A fost o greșeală de arbitraj la al doilea penalti, asta e. Urmează ultimul joc săptămâna viitoare în cupă cu FC Asalt în sferturi. Da, sper să ne calificăm în semifinale, să câștigăm cupa pe București, să mergem mai departe și în Cupa României anul viitor. Ok, îți mulțumesc mult și mult succes mai departe. Atât de la terenul 6 din complexul Ghencea.